Ca de fiecare dată, manifestarea a debutat cu salutul gărzii de onoare, după care s-a intonat imnul de stat. Despre însemnătatea istorică a zilei a vorbit profesorul Nicolae Codran. Importanța Unirii din 1600 a lui Mihai Viteazu a constat în aceea că a rămas marele ideal, marea dorință a tuturor românilor. În 1848, în timpul Revoluției, pe câmpia Libertății de la Blaj, 40.000 de piepturi au strigat: noi vrem să ne unim cu țara. Ei, urmează și unirea pe care o aniversăm astăzi, care a avut loc cu 155 de ani în urmă. În continuare s-a trecut la depunerea gerbelor de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Reprezentanții administrației locale, dar și membrii partidelor politice, elevii unor licee sau veteranii de război au depus gerbe. Se depune o jertfă de flori din partea Consiliului Județean Satu Mare. Se depune o jertfă de flori din partea Primăriei Municipiului Satu Mare. Se depune o jertfă de flori din partea Uniunii Social Liberale Satu Mare. Filialei județene a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. În final, artiștii locali George Negra și Petrică Mureșan au oferit un moment artistic. Manifestarea a luat sfârșit cu defilarea gărzii de onoare, după care toți participanții au jucat Hora Unirii. Celebrarea din acest an a ieșit în evidență datorită straielor populare pe care le-au îmbrăcat elevii liceelor sătmărene, dar și prin prisma faptului că majoritatea celor prezenți aveau asupra lor tricolorul.